Provincia canadiană Quebec va impune o taxă de nevaccinat pentru cetățenii cărora nu li s-a administrat nici măcar o doză de ser anticovid. Premierul provinciei susține că vrea să fie primul din țară care îi penalizează financiar pe cei care încă nu s-au vaccinat. Săptămâna trecută, provincia a impus necesitatea prezentării certificatului digital la intrarea în magazinele de alcool și cannabis. Provincia canadiană Quebec va impune o taxă de nevaccinat pentru cetățenii cărora nu li s-a administrat nici măcar o doză de ser anticovid. Premierul provinciei, François, susține că vrea să fie primul din țară care îi penalizează financiar pe cei care încă nu s-au vaccinat. Motivul acestei decizii ar fi faptul că doar aproximativ 12,8% dintre cetățeni nu s-au vaccinat anticovid-19, dar rata acestora în secțiile de terapie intensivă este de aproape 50%. Ce să zic, domnule, facem câte e nevoie, dar eu știu dacă facem bine sau rău. Deci noi facem câte spunește, că nu avem ce să facem, bine că nu suntem bolnavi așa ca așa. Și totodată, în anumite țări s-a băgat o taxă pentru nevaccinare, adică oamenii care nu s-au vaccinat ar trebui să plătească 100 de euro pe lună. Ce părere aveți? Asta iar nu e bine, că băi, sunt și bolnav, mai sunt, așa să trebuie să țină cont acolo de... Spuneți că ar trebui luat în calcul și venitul fiecarei persoane și... Da, dacă alții nu poate niciun venit. Alții trăiesc rău. Ce să-mi spunem acum? Trebuie să ne adaptăm cum e. Ăla sunt și eu. Persoane care nu s-au vaccinat vor plăti 100 de euro pe lună. Ce părere aveți? Nu sunt de acord cu așa ceva. Cine a dat ordinul ăsta e întâmpit. Spuneți că populația practic nu are bani să plătească această taxă lunară. Nu. În timpul unei conferințe de presă, François a notat faptul că cei care nu au primit nici măcar o doză până în acest moment vor trebui să plătească o contribuție. Suma nu a fost încă decisă, dar aceasta va fi semnificativă, conform premierului provinciei Quebec. Pentru vaccinare cu 3, inclusiv boosterul, zic că e corect să vaccineze fiecare. Mai departe mi se pare o eroare. Ținat, mamă, că eu sunt bolnavă de tiroidă, s-a operată și merg la Timișoara. M-am vaccinat. Acum... Dar ce părere aveți pentru cei care nu s-au vaccinat să plătească o taxă pe lună pentru că nu s-au vaccinat, practic, la stat? Nu știu ce să spun, lumea e frică. Săptămâna trecută, provincia a impus necesitatea prezentării certificatului digital la intrarea în magazinele de alcool și cannabis, iar un lockdown de noapte este impus între orele 22 și 5.